No, bă, salut! Și bine v-am găsit aici și la un nou episod de ETS 10, pardon, 2. Facem o cursă și avem un man, nu știu ce model e. Nu mă interesează, pe mine mă interesează să ajung la destinație cât mai rapid. Și cu mașina întreagă stai, nu e și hopa, cam și bulito. Am făcut o bolă. Bun, nu contează, merg mai departe. Acolo e ăla, nu mai știu, stă tahograf, aici un pat, acolo sus un pat, două persoane avem de mers în, nu știu unde, în Milano mi se pare, cred că da, plecăm din Veneția în Milano, un drum scurt, cred, relativ scurt, și da, semnalizăm, stânga, opa, așa. În episodul de astăzi aș vrea să povestesc o întâmplare petrecută nu cu timp, nu cu mult timp în urmă. Adică mai precis despre cum am luat eu țeapă. Țeapă nu foarte mare, de vreo 15 euro, adică fiecare cum o consideră mare mică, nu o consideră foarte mare. Tot caz a fost că am vrut să-mi cumpăr GTA 5 ca să filmez, să mă joc și chestii de-astea. Și ai de capul meu ce am bușit asta. No, hai. Hai fratele meu, du-te. Du-te cu domnul. Stai că acum mai pornești. Deci, da, am vrut să cumpăr GTA 5 și am văzut ceva site pe Facebook, un cont, un de asta, un grup de Facebook, unde du-te dracu, unde tot băgau aia care deține grupul, nu știu ce anunțuri, că vindem jocuri foarte ieftin la prețuri foarte mici, că normal ieftin. Tu vă în gură să vă fut pe mașinile astea mici. Ai, scuzați-mi skill-ul meu de copil prost de condus. Și da, m-am interesat, am vorbit, mă, nu, adică m-am interesat, nu m-am interesat înainte, scuzați-mi. Am verificat să văd dacă e sunetul ăsta, microfonul la gură. Nu m-am interesat să văd, bă, dau ceapă, ăștia nu dau ceapă, futu-s morții mătii. Du-te de aici, tot te îngură, stii. Mamă, coaie. Ce Dumnezeu să așa. Nu pot să... N-a futu-s, fai. Uite, l-am lovit și pe ăla din spate, pe unul din spate. Na, nici nu mă interesează, dă-i în față, dă-o morți. Și da, nu m-am interesat. Și am luat legătura cu ea de la grupul ăla, de căcat pot să spun, pentru că pot să zic în alt, cu alte cuvinte și... Am luat legătura cu ei, bună ziua, cu FBN. Aș dori un GTA 5 pentru PC, am văzut dinainte 15 euro. Am vorbit cu ei, mi-au confirmat pe 15 euro și m-am dus și am luat paysave de la profi, pentru că am aici o profi, s-a futut rasa să-ți o fut de mașină. Hai, și am luat de la profi paysave și am vorbit cu ei, mă, am paysave de 10 și de 5 euro. A, da, n-ai murit aici și, na, am luat paysave-ul, le-am spus, am paysave, puteți să-mi dați. Eu am întrebat cum facem. Și mi-au zis așa, tu dai codurile sau codul sau câte ai și noi îi dăm cheile de la joc. Și am zis bine că nu prea am văzut eu multe chestii despre ei, nu, multe postări și pot spune că nu avem o părere foarte puternică despre ei, așa că am zis, merg pe riscul meu. Și am făcut așa, le-am dat paysafe-ul, le-am dat codurile de la paysafe, a fost două, una de 5 euro și una de 10, în total 15, atât era jocul și mi le-am dat, l-am întrebat, sunt bune, da, am așteptat după aia un puțin, am văzut, bă, ăsta nu mai răspunde. M-am zis, poate mai greu, nu, no. Depinde, fiecare cu cât poate.
Văd când mai răspund, da. Acum cheie, te rog, vă rog. Mi-au dat un cheie, s-ar putea să vă pun și pe ecran o imagine cu cheie. Și normal că era fake. Adică nu că era fake, mă așteptam într-o oarecare măsură să fie fake. Dar într-o oarecare măsură mă așteptam să fie de Doamne ajută și să am și o GTA 5. Și o fă fake. Am introdus prima dată de câteva ori pe Steam, bă, numele, până mi-a dat trei că am introdus de prea multe ori un cod invalid, trebuie să aștept o anumită durată de timp până pot să reintroduc codul. Și am așteptat, după aia l-am introdus iarăși și am încercat ceva sugestii pe Facebook, pentru care se număra și să încerc eu asta pe Social Club la Rockstar. M-am dus să-mi fac o contă, fain frumos, să văd toate chestii și nu mergea, normal că nu mergea nici aici. Și până la urmă am constatat că e fake codul ăla și că pot să îi bag în acolo. Și așa am luat ce țeapă. S-ar putea să vă pun acum și o post pe ecran, dar într-un fel codul ăla era creat de ei, am impresia, pentru că la început scria H A Y și la sfârșit P Q, adică ar veni hai pa și muie. Am primit și bloc pe Messenger și cam asta a fost toată aventura mea cu ei. Da, ce pot să spun? Vedem cât mai avem până la Verona. Nu mai am mult, pot să continui episodul ăsta, o să-l continui până la Verona, până ajung la Verona. Da, ce pot să spun? S-ar putea asta să ajungă, să vină și un, să apară și un episod de Assassin's Creed Black, ăsta, Brotherhood pe canal, dar nu sunt sigur. Am atâtea jocuri, nu cam multe, dar dacă ar fi să le filmeze, pentru mine sunt multe totuși. Adică CS, CSGO, să nu alezăm, intrăm pe banda asta, o luăm la dreapta. E CSGO, e ce mai? E Euro Truck-ul, e Assassin's Creed, Brotherhood și na. Bine, că acolo trebuia să mă oprești prostii, las că bine și așa. Ei, cont luat, jocul luat de pe Steam. Ba nu, e luat de pe G2A cu 5 euro. Am luat un CDK și n-am luat țeapă și puteam și eu să-mi iau de pe G2A tot cu 15 euro un CDK care am impresia că tot nu era țeapă și era mai bine. Ei, am trecut până la asta, dă un mort. Mai trece și pe roșu, mai greșim în viață. Ma, nu știu dacă aș putea să-mi spun de ce am linii, deci barele astea și prostiile astea de sus, cum ar fi, nu sunt întregi sau nu sunt o linie perfectă, este liniuțe așa puse. Nu știu, cred că e ceva setare, dar nu sigur, adică oricum o fi ceva setare. Acordăm prioritate, nu e nimic din față, din spate, nimic. E, rata, vezi că intri ca mutul. Mersi, 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 mersi. Dați-ar Dumnezeu sănătate și pe față și pe spate. Aici trebuie să intru, nu știu unde, aici, la dreapta, cred. Da, la dreapta. Și facem o parcare aferentă. Am intrat în asta. N-am mai jucat Euro Truck de o grămadă de timp. Și aici oprim unde. Dăm Enter, dăm aici o parcare frontală pentru că n-am ce să mă frec mult pe aici.
Poate să dau și skip dacă mă enervez prea mult. Și T. Păi da. Ce? Oi, da, ne da, nu știu. Bun. 115 km. Continuă. Da. Cred că aici se încheie episodul nostru. Eu am fost Rea Credință și noi ne vedem data viitoare. Hai, v-am pupat și asta a fost întâmplarea mea. Am luat țeapă, pă.